În 14 iunie este Ziua Mondială a Donatorului de Sânge, ocazie cu care la Centrul de Transfuzie din Baia Mare au fost așteptați cât mai mulți donatori dispuși să ofere prin sângele lor viață celor aflați în suferință. Și maramureșenii nu s-au lăsat așteptați. Zi în care ne exprimăm recunoștința față de toți oamenii care donează sânge pentru gestul lor de generozitate, de a oferi o șansă vieții și de a oferi efectiv viața, pentru că cu toții știm că sângele înseamnă viață. În această zi mulțumim tuturor donatorilor de sânge pentru că sunt alături de cei care au nevoie. Până în momentul prezent au donat 33 de persoane, este o zi deosebită. Este o zi în care putem să spunem că donatorul este prezent alături de noi și doresc să le mulțumesc încă o dată pentru solidaritatea pe care o manifestă, pentru bunătatea și altruismul oferit semenilor lor. Încă de la prima oră s-au prezentat la instituția de pe strada George Coșbuc din municipiu donatori de diferite vârste, dar mai ales tineri. Prima dată donase? Am mai încercat în trecut, am avut niște probleme de sănătate, dar acum am reușit. Prima dată. Sunteți la Liga Studenților? Da. Sunt membru birou de conducere Ligii Studenților pe departamentul de proiecte. Și ați venit mai mulți de la Liga asta? Am venit eu cu colegul meu, Paul, dar o să mai vină alte persoane în săptămânile care urmează. Să înțeleg că v-ați mobilizat? Da, asta dorim acum, să facem o mobilizare cât mai mare ca să vină lumea la donat. Am venit să donez sânge pentru că conștientizez cât de importantă e donarea de sânge în general și cât de mare e nevoia de sânge. Am luat contact prima dată cu proiectul Donează Sânge, Salvează Vieți prin colegii de la Rotaract Baia Mare. Prima dată donez sânge? Da, am făcut 18 ani de vreo săptămână. Abia așteptam. Vă invit să căutați centrul de transfuzii, să veniți să donați, pentru că nu există decât beneficii. Centrul de transfuzie din Baia Mare este sprijinit de mai multă vreme în acțiunile sale de Rotaract în Baia Mare. Ne bucurăm că toți donatorii au răspuns apelului nostru. Estimăm că astăzi numărul de donatori să fie dublu, ne-am dorit față de o zi normală. Sperăm să ajungem la acest rezultat și ne dorim cumva ca toată campania noastră Donează Sânge, Salvează Vieți să aibă startul tot azi. Anul trecut am reușit să facem lucruri mari și în colaborare cu Centrul de Transfuzie și acest lucru s-a văzut în numărul final de donatori de la final de an. În acest moment nu există un deficit de sânge, dar situația se poate schimba de la o zi la alta, în funcție de evenimente și mai ales de starea de sănătate a unor persoane. De aceea maramureșenii sunt așteptați în continuare să treacă pragul Centrului de Transfuzii din Baia Mare pentru a oferi o picătură de viață.